Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. A trebuit așa cu baghetița să fac. Să vă urez înainte de toate la mulți ani. Îmi cer scuze că am uitat să fac, norma trebuia să vă fac vouă primii, dar am uitat, m-am luat cu alte chestiuni și mai ales cu gândul că nu prea aș mai fi vrut să fac pe zodii, totuși unii au vrut și am început să fac și am uitat să vă zic la mulți ani. Vă doresc să aveți un an minunat, cu multe realizări și se pare că totuși aveți o stare, unii dintre voi, un sentiment de stabilitate sau a trebuit să-l găsiți. Da, sentimentul de stabilitate acesta să vină prin mișcare, nu să vă fixați într-un loc, într-un concept. Stabilitatea, cu alte cuvinte, ar trebui să fie în voi. Și se întâmplă ceva în această perioadă, mai ales că aveți, vă susțin planetele. Eu vă doresc numai bine, realizarea dorințelor și pentru cei care vreți ascensiune ușoară. Haideți să vedem ce cărți au venit. În aceste de cărți au venit 7 de băte. Dorința de a vă proteja. Interesant, aveți 7 de băte care se protejează, e într-o bulă și aici este broscuța zestoasă care este într-o carcasă. Simțiți nevoia să vă protejați de atacuri, de invidii, de diferite tipuri de energie. Și chiar poate și de emoțiile voastre, unele negative, unele poate prea pozitive, de excese emoționale, aș spune. 7 și 8. Vreți să vă transformați, dar e o transformare interioară voi cu voi. Interesant, da, unii asociază steaua zodiei vărsătorului, deși nu știu cât este de corect, însă interpretări și interpretări. Văd aici, să zicem, ca o stea în plexul solar. Trebuie să vă readunați energiile. Și în acest proces de transformare și de autoprotecție, vă transformați și vă regăsiți energia în voi. Să mergeți mai departe. Interesant. Încheiați un capitol. Normal că e ziua voastră în această perioadă, a fost pentru unii. Încheiați un capitol. Un capitol, lăsați în urmă frici, stres, tulburări emoționale, oameni tulburați emoțional. Dar hai să nu zicem că doar alții sunt demonii, ci noi avem problemele noastre. Vreți să încheiați un capitol? În primul rând, să vă eliberați de frici, de sentimentul de singurătate, de sentimentul că nu aveți suficient, de blocaje. Da, v-ați blocat, simțiți că v-ați blocat speranța, încrederea, fericirea undeva, nu știu, undeva departe. Și stresul v-a cotropit la un moment dat. Și mai ales un bărbat stresant, un bărbat autoritar, v-a blocat accesul la fericire. Blocaj prin 9 de băte la fericire. Însă, începe să sperați. Ați început să sperați. Probabil unii dintre voi vă faceți planuri de călătorie de anul trecut. Vreți să călătoriți? Eu știu. E o tempărăteasă. Protejați-vă capacitatea de a crea, de a vă recrea. Unii dintre voi, apropo de transformare, vreți 8 și 8. Am pus 8 la moarte. Dar nu trebuia să pun, trebuia în celălalt set. Vreți să vă transformați. Nu întâmplător s-a întâmplat chestia. S-a întâmplat întâmplător. Da, iar fluturile, transformare, 28, moarte și renaștere, un capitol. E clar că sunteți puși pe lucruri mari, să zicem. Hai să vedem, vărsător. Soarele, lună, Venus, ascendent, nodul nord, vărsător. Dar toată această transformare, repet, e în voi, prea puțin văd ce se întâmplă. Văd defecte, văd momente, dar adevărată transformare în voi. Ia uite în ce storie. Și parcă i-am mai văzut la un moment dat. Da, eu parcă n-am mai apărut și anul trecut. Chestiune de străbun. Poate că vreți să descoperiți niște calități pe care le moșteniți genetic. Vreți să transformați defectele genetice și să promovați calitățile, eu știu, pe care le descoperiți. 44. 2 și cu 6, 8, am văzut 8 mai devreme, acum 44, care tot 17, tot 8, transformare. 9 și cu 1, 10. Da, clar, vreți să vă transformați, să vă schimbați, să vă găsiți stabilitatea în voi.
să vă înfruntați demonii, să aflați adevărul, cât ar fi de ciudat, zic, nu doar neplăcut, ciudat, pentru că uneori, mai ales anul ăsta, vom descoperi multe adevăruri care sunt șocante, chiar destabilizatoare, dar asta e. Hai să vedem, soarele, luna, Venus ascendent, nodul nord în vărsător. Da? Casa 8-a. Casa 8-a a Scorpionului. Dar când vorbesc de casa 8-a, vorbesc ca și casă, nu musai zodie. Casa sexului, a banilor, a emoției, a renașterii, a transformării. Urmăriți-vă în harta natală unde este casa asta 8-a, ca să înțelegeți mai bine. Urmăriți unde aveți Pluto. Saturn încă este în vărsător, el restructurează, nu transformă ca Pluto sau ca alte tranzite, dar restructurează și e bine. Hai, odată vărsător, soare, nu avem, nu să ascendem, nu avem în vărsător de două ori, de trei ori și pe Faetonul, vreți să mergeți către voi, către, nu, către stea. Stea înseamnă vindecare, dragii mei. Stea înseamnă misiunea voastră, drumul vostru, destinul vostru. Vreți să-l descoperiți. Ia uite, ce frumos! Faetonul merge către stea, începem cu stea. Happy birthday! Ia uite, 10, am vorbit de 10 mai devreme. 8, 8, 8, 10, ascultați, căutați despre 8, 8, 8. Steaua, roata norocului, ia uite, 7 de bătere vine. Și 8 de cupe. Da, vreți să lăsați în urmă lucrurile care nu vă mai satisfac. Să mergeți către soare, exact ce am zis mai devreme. Către, în primul rând, să vă descoperiți adevărata personalitate și apoi către drumul vostru, pentru că numai în adevărata personalitate știi ce ai de făcut. În falsa personalitate, e un lucru foarte important de reținut. Chiar și pentru cei mai simpli. Nu vorbesc acum doar pentru cei evoluați, chiar și pentru cei mai simpli. N-ai cum să știi adevăratul destin atât timp cât trăiești proiecțiile altora. Trebuie să devii autentic. Și atunci 8 de cupe merge către 9. Către dragoste și stimă față de el, de ea. Și când ziceți, nu că mă iubesc, că hei, mai sunt multe de transformat, de eliberat, de vindecat, dar 7 de bâte iar, atitudinea aceasta meditativă pare... pasivă, într-o anumită formă, vă ajută. Vă ajută. Vă rugați. Probabil vă rugați de mult ceva să se schimbe în viața voastră și se va schimba cât de curând. Puneți-vă o dorință. Nu știu dacă v-a spus la luna nouă, încercați eventual să fie că nu e luna în creștere sau la luna nouă. Următoarea lună nouă să vă puneți o dorință. Poate unii deja v-a spus când ați suflat lumânările, suflat în tort, dar puneți-vă o dorință și vedeți, urmăriți totuși traseul în cât timp se va manifesta, uneori mai repede, altor mai încet, ca și la etalări. Însă, dorința, aș spune unora, este de a vă schimba energia, de a stări deja niște cicluri, de a încheia mai multe cicluri, eventual pe mai multe dimensiuni. Sau mai bine, nu dimensiuni, aspecte în viața voastră, să zic, financiar, profesional, emoțional, sentimental, sunt mai multe cicluri. La capătul setului de cărți, 7 de cupe. Aveți opțiuni, dar trebuie să fiți în echilibru. Trebuie să fiți în echilibru. Este eventual un soț pentru unii dintre voi, aveți un soț cu care aveți copii. Și nu știți exact ce să faceți, ce să alegeți între opțiuni și această relație. E un bărbat care vă iubește totuși, regele de cupe. Pentru unii poate e soț, pentru alții poate e viitor soț, poate e o relație de suflet, veche, cu care ați crescut, v-a fost alături de tineri, de mici, de... eu știu, e o relație de suflet care vă vindecă, vă echilibrează și totuși Ce să faceți, că aveți totuși niște opțiuni. Dar hai să mai vedem totuși. Eu te-am făcut 4. De fapt, am uitat că eram cu gândul la etalările, la alegere. Acolo am făcut 4. Totuși am zis că fac 5. Ia uite, 2 suflete pereche. 8 și cu 2, 10. Da, lăsați în urmă.
flăcăruile, pasiunile trecătoare, inclusiv lucruri pe care le-ați făcut cândva cu pasiune, dar s-a stins pasiunea, pentru că e normal. Totul se reciclează. Nu știu de ce aveți impresia că pasiunea trebuie să fie veșnic, că numai Dumnezeu e veșnic. Nimic ce e pe pământul ăsta nu e veșnic. Da? Și mergeți către un suflet pereche, către o prietenie, către o prietenie și către victorie. Așteptați-mă. Trebuie să pun pauză dacă se decalează sunetul, îmi cer scuze. Da, am revenit. Dacă cumva nu se decalează sunetul. Acceptați situația și să nu vă supărați. Decalează sufletul. Am senzația că unii v-ați îndepărtat sufletește de ideea voastră de bază, de idealul vostru. Poate cândva ați vrut, dar v-au perturbat alții, v-au distorsionat. Ce? Adevărul, idealul, calea? Hai să vedem în continuare. Clarificăm steaua pentru vărsător. Soarele nu vine să ascende, nu vine în vărsător. Unii dintre voi vreți să vă... Ar fi bine, ar fi nemaipomenit dacă v-ați studia, pentru că steaua reprezintă astrologia. Căutați-vă, vă rog frumos, despre binele vostru. Harta astrologică natală. Și apoi încercați și face sinastrii cu diferite persoane, ca să înțelegeți de fapt ce lecții ați avut de învățat, ce s-a întâmplat, să nu mai acuzăm pe X, pe Y că ei sunt așa, așa, așa. Pentru că uneori avem pretenția, uite steaua, doi de spade. Avem impresia că ei sunt altfel decât... Avem așteptări ca ceilalți să se comporte conform nevoilor noastre. Da, e normal, dar dacă ei au luna într-o poziție care nu are nicio treabă cu luna noastră sau Venus într-o poziție discordantă tipului nostru de a iubi sau, eu știu, alte planete, n-avem cum să le cerem. N-avem decât să învățăm și să mergem mai departe și să găsim totuși, să ne eliberăm și să găsim sau să găsiți partenerul potrivit. Doi de spade. Regele de bâte apare. E o tăcere între voi și cineva. E o tăcere între voi și cineva pentru că acest cineva care are multă pasiune de față de voi, posibil să aibă și o soție sau o mamă și trebuie să aleagă. Posibil să mai fie și distanță. Dar orice ar fi, pentru că și voi și ei aveți de ales, iar apare moartea și renașterea. Da, unii vreți să terminați cu un personaj foarte dominator. Vreți să puneți capăt, da, să puneți capăt unei relații cu un personaj dominator, poate este soțul vostru, poate este vreun profesor, poate este un tată, poate este un șef, un personaj dominator. Și vreți să începeți ceva nou, să fiți pe cont propriu, regina de monede, și eventual, fiind în această stare de self-love, da, de dragoste față de voi, de respect față de voi, de independență financiară, veți atrage oameni care sunt pe măsura voastră și, da, pasional, ok, dar nu dominatori. E o diferență. Roata norocului. Ce diferență între doi de spade și stea, nu? Ce diferență? În ce sens? Una știe exact ce are de făcut, vede, cealaltă nu vede și nici nu știe exact, se lasă influențată. Vindecați-vă eventual de oameni care nu știu să aleagă, vindecați-vă dacă aveți și voi uneori tendința, vindecați-vă de această tendință. Dar, cavalerul de bute și roata norocului. Hai să mai vedem. Șapte de bâte pentru vărsător. Șapte de bâte. Clarificăm șapte. Totuși au venit două. Cavalerul de spade și 8 de monede. Da, vrei să manifestați ceva nou.
Ia uite, o pasiune, o dragoste care va aduce stabilitate, nu doar stabilitate. Nu doar stabilitate, o dragoste care va aduce stabilitate. Să manifestați un hobby din care, prin care să creșteți financiar. Iar un hobby și să creșteți financiar din, făcând ceea ce vă place. Și vrei să vă eliberați, ia uite, faetonul pleacă din acest program mental, să vă eliberați mental de situație, de niște blocaje. Dacă sunteți la locul de muncă unii dintre voi și cineva încearcă să vă atace verbal, învățați să puneți granițe personale și, în primul rând, energetice. Energetice. Asta e un mesaj. Însă, clarificăm șoc de cupe. Justiția. Dar clar vreți să ieșiți dintr-un contract. Posibil căsătorie pentru unii, că am văzut împăratul, sau loc de muncă. Da, acolo vă simțiți trădați, acolo v-ați luptat prea mult, prea mult. Poate că ați iubit, poate că ei v-au iubit, dar au fi fost dragoste, dar dragostea s-a transformat într-o luptă și în decepții. Doi de cupe. Poate unii vreți să lăsați pe cineva cu marcaj în balanță. Doi de cupe. Că vin multe cărți, nu sunt multe. Prea multe. Prea multe. Doi de cupe pentru vărsător, soarele. Nu vrem să accentăm, nu mai dăm vărsător. Este regele de bute. Regele de bute e cavalerul de bute. O să vreau să mai clarific totuși doi de spade, dar posibil unii dintre voi să fie avut de-a face cu un personaj care n-a știut între cine să aleagă, pe cine să aleagă, pe voi sau altă persoană sau altă situație, sau poate să fie chiar, puteți să fiți chiar voi, să trebuiască să decideți între două situații, două persoane. Însă apare acest cavaler, apare totuși o aventură în viața unora. Apare o aventură frumoasă undeva într-o casă. Însă, interesant, această aventură va schimba viața. Sau voi ați schimbat viața cuiva. Opa, interesant. Cred că o să mai clarific. Dar, deocamdată un mesaj. Da, unul era foarte în vibrație foarte înaltă, celălalt într-o vibrație foarte joasă. Și a fost o aventură. A fost un moment frumos. Dacă nu, aventură, o întâlnire frumoasă, o romanță, chiar dacă nu v-ați culcat. Da? Și această întâlnire de destin, roata norocului, a schimbat destinul, cel puțin a unuia, deși posibil și a voastră. Nu știu acum exact. Că nu e talare personală. Dar dacă voi puneți acum granițe personale, acest personaj vrea să vină. Vrea să vină, să comunice, să spună un adevăr. Eventual să spună că a ales. Dacă ar putea să... Probabil că vă transmite mental, poate, poate. Că a ales, că vrea să muncească. Că poate... A muncit, s-a concentrat prea mult pe muncă și mai puțin pe voi și acum ar lăsa în urmă, să zic, aspectele materiale și ar veni spre voi, posibil. Acum cineva clar lasă un contract în urmă, o căsătorie, un contract. Că sunteți voi, că sunt ei, pentru că văd și aici balanță, vedeți? Tatuaj. Și cineva cu tatuaj eventual, poate, pentru unii nu obligatoriu. Balanță și balanță.
Și acest cavaler de bâte, am zis că ceva se schimbă în traseul lor. Vor să muncească în relație, tocmai pentru că voi puneți blocaje. De-aia a venit regele de bâte invers. Vrea să simtă dragostea, eventual cu voi. Posibil să-și dorească să ofere reciprocitate 6 de monede în acest nou capitol. Iar tocmai pentru că voi sunteți independente și vă vedeți de voi. A fost totuși ceva. O comunicare pasională, instigantă, inspirantă. Dar a fost și distanță. Aș vrea să clarific. 2 de spade. Ia uite, după 2 de cupe. Nu știu. Am simțit nevoia să scot o carte. Va veni un moment în care veți vrea să o luați de la zero. Chiar dacă poate acum lucrurile se așează, vă bucurați de alte evenimente. Dar mai vreau să mai văd. 2 de spade. Clarificăm 2 de spade. Ia uite, 3 de monede. Astea a fost totuși posibil un triunghi amoros. Sau o colaborare. O colaborare pe care ați blocat-o. Sperând că vă veți schimba viața și veți fi independente. Da, e normal. Și veți fi. Dacă asta vă doriți, asta veți fi. Dar cu 3 de monede simt că totuși ați blocat un bărbat care probabil avea familie. Ca să vă reorientați înspre visurile voastre. Poate acest bărbat să fi fost chiar soțul vostru, dacă a fost dominator, cum am zis mai devreme, autoritar. Nu, obligatoriu, că poate nu sunteți toți căsătorite, da? Însă, vărsătorul la început de februarie, în principiu, blochează o colaborare sau un triunghi amoros. Și dacă a fost triunghi amoros, se explică de ce apare cavalerul de bâte și regele de bâte invers, care înspre cavaler, da, înspre regină și cavaler, da? Dar, repet, ce s-a întâmplat... Pasiunea asta care a fost între voi și cineva a schimbat destinul. Voi eventual vă separați de restul și lucrați. Lucrați la transformarea voastră și ei vor veni. Da, pot să fie și vești la muncă, dar afară de muncă, persoana respectivă va dori să comunice ceva cu voi. Persoana respectivă va dori să comunice ceva cu voi, că își dorește... Își dorește să muncească în această relație. Ne-aș să opri la lumea un capitol. Dar încheiați un capitol cu acest 3 de monede. Cu un capricorn poate, cu, repet, ori soțul vostru cu care ați avut copii, ori o colaborare. Poate să fie și la lucru de muncă, neapărat triunghi amoros. O colaborare care n-a ieșit. Mm. Și vă gândiți la lucruri mult mai mari. Și acum... Că a fost că n-a fost aventură, că a fost că n-a fost o poveste mai pasională între voi și cineva, cavalerul de bâte și roata norocului îmi sugerează și faptul că aveți pasiune să vă schimbați viața. E cu totul altceva. În contextul ăsta nu mai acuzăm pe nimeni, vai că s-a dus cu X, cu Y. Nu, aveți pasiune să vă schimbați viața. Să vă schimbați direcția. Pentru că la 3 de monede pare ceva plictiseală. Mie mi se pare o carte, cel puțin în aceste de cărți, e o atmosferă banală. Mie personal, Jean Planet învărsător, nu-mi place. Mie nu-mi place.
Și bănuiesc că nici vouă nu vă place să învârtiți desfările astea în fiecare zi, să vă plictisiți. Nu. Eu am făcut în primul an de facultatea de arte tapiserie. Este îngrozitor de plictisitor, apropo de tapiserie. Îngrozitor de plictisitor. Cât timp faci o tapiserie, faci 100 de tablouri. Poate exagerez sau poate nu. Că unele sunt mai mari, altele sunt mai mici, da? Important este că generezi, apropo de pasiunea asta, să schimbi, să creezi mai multe lucruri. Și vreți să vă izolați unii dintre voi să munciți. Dar la un moment dat veți fi, să zic, perturbați de niște, de o comunicare cu cineva, de niște vești. Mai dăm o dată și pe justiție. Simt nevoia și pe justiție și pe regele de pute. Asta așa că ziua voastră, că trebuia să fie mai scurtă, dar... Justiția, uite, regina de monede. Ups! Mai poate cineva divorțează, nu știu dacă 8 de cupe vă reprezintă pe voi, dar regina de monede și cu justiția poate să fie o soție. Dacă voi sunteți... Am zis mai devreme de la chestiunea cumpăratul, dacă poate unele divorțați. Sau poate altcineva divorțează și vă veți întâlni cu acel personaj. În care e destul de multă pasiune. Dă și pe regele de monede invers, te rog frumos. Ia uite, regele de monede a fost clarificat de judecată și asul de monede. Eu zic că este clar. Regele de monede. A zis de monede, o fi semn de pământ totuși. Regele de foc. Da, aveți leu, berbec, săgetător, taur, fecioară, capricorn și cu judecat ar fi, să zic, scorpion. Și pești. Și pești. Rac. Poate și rac. Poate și rac, dar nu văd chiar așa de mult. Da, am văzut mai devreme, da, faetonul, că vreți să plecați dintr-o situație în care nu vă mai convine ceva. Acum, doi de cupe. Poate că cineva lasă ori o afacere, ori o mamă, ori o relație de lungă durată, ori o femeie foarte materialistă, ori o soție. Poate că cineva lasă, că opt de cupe merge către nouă și după nouă mai decât ocupă până la 10. Lasă ca să fie cu voi, eventual. Nu vreau să vă creați iluzii, dar e posibil voi vă știți viața. Pentru alții, repet, poate voi lăsați ori o afacere, ori un job, ca să faceți ceva ce vă împlinește sufletul. Și acolo, făcând acel ceva, asul de monede, vă transformați. Vă transformați. Pentru că undeva v-ați pierdut pasiunea cu regele de bâte invers. Acum revine, regele de bâte invers poate să fie cavalerul de aici, cu care v-ați întâlnit. Pasiunea, aventura, pentru unii, sper că n-ați pierdut firul, da? Care a schimbat viața și ea, că am zis bine, da? Vrea să renască. Acel personaj vrea să renască, vrea să creeze, să vă ofere un dar prin care se exprime că vrea stabilitate, un anume tip de stabilitate, repet, poate o colaborare, poate un proiect, poate o prietenie. Doi de cuve poate să fie și o prietenie pe termen lung, în care voi doi vă susțineți și emoțional și financiar. Poate să fie o prietenie. Pentru că ceva s-a schimbat în momentul în care ați fost împreună. Vibrațional. I-ați schimbat. Și știți ce zic unele dintre voi? Unii. Deci, regele de bâte vrea să renască. Vă vede pe voi transformându-vă. Vă vede... Este dor de voi, în cazul în care nu mai vorbiți, vă vede transformându-vă și vrea să fie împreună cu voi. Eu asta văd. Da. Interesant, da? Voi nu mai vreți iluzii. Vă uitați la iluzii. No. Știți că vreți să vă iubiți pe voi și să creați ceva din acest self-love sau self-respect. Cum, da? Vreți să creați ceva.
și cavalerul de bâte. Hai, dăm și cavalerul, dacă tot am lungit atât cavalerul de bâte. Acum, ce legătură cu ancestorii? Probabil că străbunii vă protejează și vă inspiră într-o nouă direcție. Poate că străbunii celui celei care lasă în urmă, să zic, ori o mamă, ori un soț, ori, eu știu, sau poate pur și simplu ancestorii. E o nevoie internă, să zic, viscerală, veche, de a vă regăsi, eu asta simt, să zic. Asta simt, de a vă regăsi și de a vă analiza familia, măi. Da, ok, ai mei au muncit, aia, dar vreau să fac altceva decât ei. Că tot avem planete învărsători și vreți altceva. Cavalerul de bâte. Hai, mă, nu vrei să-mi dai detalii despre cavalerul de bâte? Te rog frumos. Misteriosule. Sau misterioasă. Că vorbeam de Capricorn. Da. Pasiune a fost, ce pot să zic. Pasiune. Ia uite, asul de spade. Să zicem semn de apă, dar acum cine este nu mai contează. Poate să fie și rac, și vărsător, și orice zodie, dar ideea este că acum v-ați trezit. Eventual i-ați trezit și pe ei. Voi vreți altceva. Și intând în vibrația voastră de altceva, fiți atenți, vor vrea și ei altceva. Dacă ei au fost jucăuși până acum, vor căuta acel altceva la voi. Înțelegeți? Da, atracție foarte mare între voi. V-a schimbat traseul. Și a unui așa celuilalt. Dar pare că îmi bine. Se pare că îmi bine, totuși. Cel puțin pentru acest cavaler care o fi el predispus sau dispus să crească, să crească spiritual, să se descopere. Asta pentru că vă vede pe voi, v-a văzut, a stat de vorbă, a stat în vibrația voastră. Și a simțit ce e prietenie, dragoste, consens, cu o simțire, cu o abitare. Ce vreți voi să mai ziceți? Și asul, da, judecata înseamnă păcare și asul de monede. Nu cred că este soțul. Nu cred. Sau, eu știu, persoana tradițională. Uf, wow, nu știu pentru cine e mesajul. Pentru unii, clar. Știți, diavolul. Diavolul. Un înger căzut, da? Un înger căzut care vrea să ascensioneze. Wow. Ce mesaj. Un înger căzut care vrea să ascensioneze în relație cu voi. Dacă îi se permite că nu toți îngerii căzuți au dreptul să ascensioneze. Avis pentru cei care aveți cunoștință în domeniul ăsta. Nu toți îngerii căzuți sunt abs de judecată, apropo, de renaștere, de transformare. Depinde ce au făcut. Pentru că unii chiar au făcut nasoale, alții n-au făcut nasoale. Și când vorbesc de nasoale, de lucruri de alea grele, să zic, de păcate grele, nu mă refer la această viață, mă refer la viețile anterioare. Cereți ajutorul. Eventual s-ar putea cineva să vă ceară ajutorul. Cereți ajutorul. Îmbrățișați-vă emoțiile. Mesaj de la îngeri. S-ar putea cineva să vă ceară ajutorul. Da. Cavalerul de spade. Acest cavaler de bâte, foarte pasional, de care v-ați îndrăgostit sau s-au îndrăgostit ei de voi, nu știu, a fost o obsesie, atracție foarte puternică. Cavalerul de spade vorbește. Da, pune întrebări, așteaptă răspunsuri. Eventual cineva are nevoie de ajutor. Cu
cum să se protejeze, cum să lucreze, cum să se elibereze de niște contracte negative, cum să renască. Dacă cineva vă întreabă și voi știți, răspundeți. Pentru că aveți asul de spade, aveți adevărul. Cum să se libereze de karmă, cu roata norocului și cu ancestorii. Ha, cât știți, spuneți și voi împărtășiți. Dar poate și voi aveți de învățat mai mult. Ia uite, miracole și binecuvântări. Bate și ți se va deschide. 13. Moarte și renaștere. Apropo de transformarea cuiva. Dar poate nu vă interesează de altă persoană, vă interesează doar de voi. Nu știu dacă e chiar așa, însă. Dacă e doar de voi, voi renașteți din acea situație. Și începeți un nou proiect. Și vă găsiți colaborări fructuoase, prietenii armonioase, în cazul în care voi vreți să vă eliberați. Iubește? Iubește-te așa cum ești și ești fără limite. 8. Iar 8, iar transformare. Că am vorbit de la început de spre 8. Fii mândru sau mândră de tine însăți, de ce ai realizat până acum. Iar îmbrățișează cursul vieții. Asta e. Orice s-a întâmplat cu un scop. Și acea întâlnire pasională a avut un scop. Schimbarea personajului. În timp se va schimba acel personaj. Până una alta, voi puneți, repet, puneți granițe, creșteți, vă transformați și dacă ei vor să crească, să-și facă și ei, să întrebe, să afle, ask for help, da? Mergeți. Onorați-vă emoțiile. Dacă nu vă simțiți fericiți undeva, onorați-vă sentimentele, emoții. Dacă nu vă simțiți fericiți, plecați. Plecați înspre ce vă renaște, ce vă transformă în bine, ce vă alină, ce vă animă. Poate v-ați pierdut pasiunea cu regele de bătăi în vers față de ceva. Mergeți înainte, go for it. Pentru că către ce? Către relații armonioase, către transformarea voastră, către un nou început, în orice domeniu, poate un nou job, orice, că vă și 8 de monede. Dar e o chestiune și de amor aici, nu doar de profesie, da? Și găsiți-vă echilibru. Cam atât deocamdată, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!